Jurnalele RTT. Știri la fix. Apă potabilă și corturi de prim ajutor la Brașov. Temperaturile tot mai ridicate au determinat autoritățile locale să ia măsuri de protejare a populației împotriva caniculei și secetei prelungite la nivelul întregului județ. În cele 3 luni de vară, brașovenii vor avea la dispoziție apă potabilă și corturi amenajate special pentru acordarea primului ajutor. De multe ori, temperaturile foarte ridicate îi pot afecta grav pe oameni, fie din lipsa apei, ori din cauza expunerii îndelungate la soare, persoanele pot acuza stări de rău. În această perioadă, farmaciile din oraș vor fi dotate cu apă potabilă, iar în zonele aglomerate ale orașului vor fi amplasate corturi unde se va putea acorda primul ajutor. Vom afișa și pe site-ul prefecturii lista cu farmaciile unde cetățenii pot să bea apă potabilă. De asemenea, vom instala corturi în zonele identificate de către inspectorii de situații de urgență pentru a li se acorda primul ajutor celor care au nevoie de acest lucru și toate măsurile necesare pentru evitarea unor efecte sau unor situații pentru populație. De o atenție sporită din partea autorităților locale vor beneficia și zonele cu mulți turiști. Hotelurile, restaurantele, barurile și oricare altă unitate comercială vor fi verificate în permanență cu privire la starea produselor alimentare pe care le comercializează pe durata verii. În zonele cu mulți turiști vor fi suplimentate efectivele poliției și jandarmeriei. Cei de la Direcția de Sănătate Publică, de la Direcția Sanitară Veterinară și de la OPC vor merge în zonele cu tabere școlare pentru a nu avea riscuri de infecție. Pe durata caniculei, angajatorii sunt obligați să ia măsuri de protecție a lucrătorilor, printre acestea fiind asigurarea cel puțin 2 litri de apă pentru fiecare persoană, reducerea activității în aer liber și alternarea perioadelor de lucru cu pauze în locuri umbrite. Administrația Națională de Meteorologie a transmis către mai multe județe din țară, printre care Brașov, Covasna și Arghita, o actualizare a avertizării meteorologice de cod galben pentru fenomenul de instabilitate atmosferică accentuată. În această seară, până la ora 23, în cea mai mare parte a Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, care vor lua și aspect de vijelie și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și punctiform 50 de litri pe metru pătrat, cu precădere în zona montană. Peste 450 de studenți brașoveni ai Universității Transilvania vor putea face practică vara aceasta în mai multe instituții publice din Brașov. În urma unui protocol încheiat între instituția prefectului, Universitatea Transilvania și 19 instituții deconcentrate, studenții se vor familiariza începând din luna iulie cu posibilul viitor loc de muncă. Prin aceste stagii de practică, studenții vor beneficia de cât mai multe informații și își vor desfășura activitatea în lumea reală. Este bine să le facilităm studenților trecerea de la teorie la practică pentru a putea, după ce își termină studiile, să aibă o imagine clară despre ceea ce se întâmplă în instituții și despre ceea ce au de făcut. De ofertele de practică vor beneficia atât cei din domeniul socio-uman, cât și cei din domeniul tehnic. Cred că este o bună oportunitate atât pentru colegii din domeniul științelor socio-umane, dar și pentru cei din domeniul tehnic în cazul unor instituții pentru a desfășura activitatea de practică și, așa cum spuneam înainte, cred că ar trebui să facem încă un pas, acela de a avea cât mai multe lucrări de finalizare a studiilor, fie că este vorba de lucrări de licență, de dizertație și de ce nu de doctorat, care să adreseze problemele reale ale acestor instituții. Cele mai multe locuri disponibile pentru studenți, 60 la număr, sunt la Agenția de Mediu, în timp ce la Statistică și Garda de Mediu vor merge câte 50 de studenți. La polul opus se află Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, unde un singur student își va putea realiza stagiul de practică. Direcția Județeană de Meteorologie, 5 studenți și Inspectoratul Teritorial de Muncă, 6 studenți. La prefectură vor avea ocazia să facă practică 25 de studenți. Cinci școli profesionale noi vor fi înființate la Brașov. Primăria Municipiului și Inspectoratul Școlar Județean au în vedere extinderea învățământului profesional la nivel local. Potrivit datelor municipalității, după succesul înregistrat de școala profesională germană Kronstadt, la Brașov există o cerere tot mai mare de muncitori calificați. Prin urmare, primăria și partenerii săi doresc înființarea a încă 5 școli profesionale care să pregătească resursa umană atât pentru domeniul industrial cât și pentru unitățile de alimentație publică sau de cazare. Preocuparea pentru viitorul profesional al elevilor brașoveni, în concordanță cu nevoile pieței locale, este dublată de susținerea pe care municipalitatea o acordă excelenței în învățământul brașovean, manifestată în weekend și la gala premiilor de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură. Pentru cei mici cu primul ghiozdan, pentru ceilalți cu diferite burse,
Iar pentru cei care sunt premianți în fiecare an, avem aceste premii de excelență în educație. Cred că trebuie să stimulăm performanța, să-i apreciem pe cei care fac acest lucru. E o recunoaștere până la urmă și dincolo de partea financiară, să spun așa, o recunoaștere din partea comunității pentru acești elevi, pentru părinții acestora, dar și pentru profesorii, cadrele didactice care pregătesc acești copii de la toate școlile din municipiul Brașov. În prezent, în Brașov funcționează școala profesională germană Kronstadt, înființată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu companiile din Asociația Clubul Economic German. Primăria Brașov, Inspectoratul Școlar Județean și Colegiul Tehnic Transilvania au încheiat recent un protocol cu Airbus Helicopters România pentru înființarea unui centru de formare profesională în domeniul aeronautic. Un alt protocol urmează să fie semnat în același format cu companii din domeniul Horeca. Un biciclist în vârstă de 27 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Iuliu Maniu. Incidentul s-a produs în jurul orei 14 cu câțiva metri înainte de trecerea de pieton din zona Sanitas. Autoritățile nu au oferit o versiune oficială a celor întâmplate, dar șoferul autoturismului cu numere de București pretindea că biciclistul i-a apărut brusc dintre mașini și nu a mai putut să-l evite. Polițiștii de la rutieră au efectuat măsurători pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs impactul, timp în care circulația pe bulevard a fost întreruptă. Din fericire, biciclistul s-a ales doar cu escoriații la nivelul mâinilor și picioarelor. Martorii spun că tânărul nu purta cască și nici nu circula pe pista special amenajată pentru bicicliști pe partea cealaltă a străzii. Aproximativ la aceeași oră, în zona gării, s-a produs un accident între un autoturism și un autobuz de pe linia 32, soldat cu rănirea unei pasagere. Șoferul autoturismului, în vârstă de 66 de ani, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers și a intrat în coliziune cu autobuzul de călători. Șoferul mijlocului de transport în comun a încercat să evite coliziunea, moment în care, din cauza manevrei bruște, o pasageră în vârstă de 74 de ani a căzut și s-a rănit ușor. PSD-ista Cristina Gabriela Frențiu îi amenință cu tribunalul pe primari și pe aleșii din Predeal. Fostul consilier predelean din partea PSD nu a fost validat la prima ședință a proaspătului Consiliu Local Predeal, constituit după alegerile din 5 iunie. În timpul mandatului trecut, Cristina Frențiu, plecată fiind în Statele Unite, trimitea o adeverință medicală potrivit căreia nu se putea întoarce în țară din cauza unei disnee care i-ar fi afectat concentrarea. Acum, primarul liberal Liviu Cocoș a folosit adeverința s-a trimis atunci de Frențiu predelenilor pentru nevalidarea acesteia de către comisie. Frențiu spune că îl va da în judecată pe primari și pe cei care au decis să nu o valideze. În 28 octombrie 2013, Cristina Frențiu, care este și președintele organizației Orășenești a PSD, trimitea din Statele Unite o scrisoare către consilierii locali din Predeal, în care un medic american certifica faptul că femeia suferea de dispnee, iar boala i-ar fi putut afecta puterea de concentrare. Cristina Frențiu a folosit scrisoarea medicului pentru a-și motiva absența de la ședințele de plen. Cu ocazia validării mandatelor de consilier local la Predeal de săptămâna trecută, primarul Liviu Cocoș a scos din sertar scutirea medicală a colegei sale de la PSD și le-a cerut membrilor comisiei de validare să nu-i acorde acesteia mandatul pe motiv că ar suferi de o boală psihică. Frențiu spune că nu este vorba de o boală psihică, primarul nu este specialist să se pronunțe într-un asemenea caz. Cei care au făcut parte din această comisie, ei nu sunt cadre medicale, acele nu erau niște certificate. Era o corespondență medicală din 2013, luna octombrie, între un medic curant, cel care a participat la operația pe care eu am avut-o în 1998 la Spitalul Militar Central de bilobectomie și un medic din Statele Unite. Social-democrata mai pretinde că legea nu prevede invalidarea unui mandat pe baza unui certificat medical. Ar exista doar două motive pentru care un consilier ales să nu fie validat: dacă președintele partidului îi retrage sprijinul politic sau dacă a existat o fraudă electorală. Președintele PSD Predeal a acționat deja în judecată consilierii locali și pe primarul liberal al Predealului și este convinsă că și de această dată va obține mandatul de consilier local în condițiile în care și-a obținut și mandatul trecut, tot după un proces în instanță. Primarul Liviu Cocoș spune că oricine are
dreptul să acționeze în instanță pe cineva atunci când crede că a fost nedreptățit. Cocoș precizează că validarea consilierilor locali se face de către ceilalți consilieri, iar primarul nu are drept de vot, așa că nu vede de ce s-ar număra și el printre cei acționați în instanță de Cristina Frențiu. Mai mult, Frențiu spune că primarul Liviu Cocoș este cel care și-ar putea pierde mandatul din cauza unui incident la o secție de votare petrecut la alegerile din 5 iunie. Poliția, care a fost sesizată și care a venit la fața locului, a înaintat, s-a deschis proces penal doamnei Ferenichi, care a fost prinsă cu un buletin de vot de primar. Da, buletinul de vot era pentru primar, pentru alegerea primarului, și avea ștampila pusă în dreptul lui Liviu Cocoș. Frențiu spune că în mandatul precedent a fost pusă în funcție după 3 săptămâni și acum este convinsă că se va întâmpla la fel. Aproape 40 de litri pe metru pătrat de apă au căzut azi noapte în Brașov. Timp de 6 ore Brașovul a fost sub cod portocaliu de ploi. În ciuda precipitațiilor abundente, în județ nu s-au înregistrat însă probleme. Inspectoratul pentru situații de urgență spune că în caz de inundații, pompierii brașoveni sunt pregătiți pentru orice intervenție. Ba mai mult, au și dotările necesare pentru a interveni în caz de inundații. În fiecare zi, noi avem în jur de 150 de pompieri pregătiți în acest moment, da? Iar la nevoie putem să suplimentăm până în jur de 300-400 care pot interveni ori în orice localitate din județ. Noi inclusiv în cadrul inspectoratului am primit ceva dotări prin programe europene. Chiar de curând am primit o motopompă de mare capacitate pentru intervenția în caz de inundații. În caz de inundații, centrul de intervenție rapidă de la Chichiș are personal specializat și este dotat din punct de vedere al materialelor și al mijloacelor de intervenție. Printre dotările centrului se numără o mașină de umplut saci cu nisip care poate umple până la 4200 de saci pe oră. Elemente metalice temporare sau permanente de susținere și diguri gonflabile care se pot întinde pe o suprafață de până la 400 de metri, fiind mult mai eficiente decât sacii de nisip. Ele se interconectează, ele pot să fie de la 10 metri până la 400 de metri, de se pot, important să le ai. Ele se interconectează, se pot lega unul de celălalt prin niște fermoare speciale. Este simplu de lucrat cu ele. Deci doi oameni în mod normal poate să ridice un dig de 100 de metri lungime, într-o oră, două ore, depinde de suflanta de care dispui. În urma ploilor nu s-au depășit cotele de inundații la Brașov, nu au fost afectate gospodării și nici nu a fost pusă în pericol viața oamenilor. Peste 450 de studenți brașoveni ai Universității Transilvania vor putea face practică vara aceasta în mai multe instituții publice din Brașov. În urma unui protocol încheiat între Instituția Prefectului, Universitatea Transilvania și 19 instituții deconcentrate, studenții se vor familiariza, începând din luna iulie, cu posibilul viitor loc de muncă. Prin aceste stagii de practică, studenții vor beneficia de cât mai multe informații și își vor desfășura activitatea în lumea reală. Este bine să le facilităm studenților trecerea de la teorie la practică pentru a putea, după ce se termină studiile, să aibă o imagine clară despre ceea ce se întâmplă în instituții și despre ceea ce au de făcut. De ofertele de practică vor beneficia atât cei din domeniul socio-uman, cât și cei din domeniul tehnic. Cred că este o bună oportunitate atât pentru colegii din domeniul științelor socio-umane, dar și pentru cei din domeniul tehnic în cazul unor instituții pentru a desfășura activitatea de practică și, așa cum spuneam înainte, cred că ar trebui să facem încă un pas, acela de a avea cât mai multe lucrări de finalizare a studiilor, fie că este vorba de lucrări de licență, de dizertație și, de ce nu, de doctorat, care să adreseze problemele reale ale acestor instituții. Cele mai multe locuri disponibile pentru studenți, 60 la număr, sunt la Agenția de Mediu, în timp ce la Statistică și Garda de Mediu vor merge câte 50 de studenți. La polul opus se află Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, unde un singur student își va putea realiza stagiul de practică. Direcția Județeană de Meteorologie, 5 studenți și Inspectoratul Teritorial de Muncă, 6 studenți. La prefectură vor avea ocazia să facă practică 25 de studenți. Tinerele talente ale Brașovului în domeniul muzical sunt descoperite și îndrumate în aceste zile la a 6-a ediție a festivalului Masterclass Entertainment Debut 2016. 52 de copii își demonstrează talentul și primesc sfaturi de la specialiști ca să-și perfecționeze prestațiile. Printre cei care îi sfătuiesc pe micuți se numără și Dalma Covaci, ea însăși absolventă a Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Bredicianu, organizatorul evenimentului. În edițiile precedente, evenimentul a scos la rampă câteva talente incontestabile ale muzicii românești.
Organizatorii sunt convinși că și de această dată vor descoperi diamante pe care să le șlefuiască în viitor. Un festival atelier, un altfel de festival, un festival care nu ierarhizează, ci ajută, sfătuiește, învață. Sunt prezenți, s-au înscris 52 de participanți de diferite vârste, de la copii la cei mai mari. Copiii vor veni cu câte o piesă învățată. Noi vedem, ne notăm câte ceva în dreptul fiecărui copil. Urmează o pauză, după aceea vin și să cânte din nou. Iar atunci noi le spunem toate problemele și plusurile, deși minusurile și plusurile pe care le au acești copii. Ei învață din sfaturile noastre. Fiecare membru în acest juriu de la Masterclass vine cu dorința de a împărtăși din cunoștințele și din priceperea lui în calitatea în care vine, în care este invitat. Dacă este muzician, e clar că va împărtăși din experiența proprie și din ce a învățat la școală. Dacă este dansator sau de altă profesie din media, de asemenea va încerca să îndrume copiii din acest punct de vedere. Absolventa Școlii de Artă și Meserii de la Brașov, Dalma Kovac, este alături de colegii ei mai mici și ajută să-i calce pe urme. Este un ajutor mare, orice informație mică ajută, cum a ajutat și pe mine când eram mai micuță. Oricine mi-a spus ceva, am ținut minte, am avut și un caietel și am notat. Sper că au și caietel, nu știu, o să-i întreb. Cred că ar trebui să se țină în fiecare oraș așa ceva, nu doar în Brașov. Copiii s-au pregătit pentru eveniment și abia așteaptă să audă ce au de spus mentorii pentru ca ei să devină mai buni și să poată spera la un viitor de cântăreț. Cu ce te prezinți tu la acest festival? Eu mă prezint cu piesa Stay With Me de Sam Smith. Cu ce gânduri vii la acest masterclass? Pentru a revedea mentorii, cum i-am văzut și anul trecut, și pentru a-mi spune ce trebuie să fac mai bine sau ce e rău și ce trebuie să schimb la mine și să mă pregătesc. Festivalul are 3 secțiuni. Spectacolele Oglinda, care se desfășoară la Reduta, un atelier de muzică programat în aceeași locație și un altul media desfășurat la Sala Festiva Școlii de Arte și Meserii. Miercuri, la ora 17, Sala Reduta va găzdui și gala festivalului, unde cei mai talentați dintre copii vor apărea în fața publicului brașovean. Penitenciarul Codle a organizat Biblioteca Vie la Casa Baiulescu, eveniment la care toți cei interesați au putut sta de vorbă cu angajații ai instituției sau cu colaboratorii ai închisorii. Mai mulți specialiști le-au explicat curioșilor despre viața în penitenciar sau despre dificultățile întâmpinate la reintegrarea în societate. Multe dintre întrebările brașovenilor au fost legate de motivele pentru care o persoană ar lucra cu deținuții sau de ceea ce spun aceștia după ce au plecat din instituție. Până acum ne întreabă care e satisfacția muncii, ce feedback am avut din partea persoanelor care s-au eliberat. În general, cam pe mine, cartea educator, asta m-au întrebat. Cea mai mare satisfacție pentru angajații penitenciarului este atunci când un fost deținut s-a integrat în societate după liberare. Un deținut a participat la ceva activități, în fine, oricum, el avea un mediu de suport foarte ok. Și după aceea am văzut că lucra la o firmă de curierat, chiar pe viața după gratie a venit la penitenciar să-mi aducă niște documente. Și mi-a zis că lucrează legal de când s-a liberat din penitenciar, nu are nicio problemă. Interesante au fost și părerile reprezentanților instituțiilor care colaborează cu penitenciarul și care iau deseori contact direct cu deținuții. Am fost deținut, întâmpină anumite dificultăți când merge în societate să-și caute un loc de muncă. Parte din acestea ar putea să fie datorită faptului că mulți nu au o educație prea înaltă, deci doar primele clase primare, nu au pregătire profesională. Cu penitenciarul Codlea, iată, am colaborat foarte bine, zic eu, prin vizitele pe care le-au făcut la muzeu persoanele reținute acolo. Am avut expoziții împreună cu deținuții de la Codlea. Au fost activități de pedagogie muzeală, despre jurnalism, jurnalismul de altă dată, jurnalismul din ziua de astăzi. Chiar dacă nu au fost prezenți la eveniment, deținuții au confecționat mai multe obiecte expuse în Casa Baiulescu și care au putut fi achiziționate de către cei care le-au apreciat.
Primele 14 platforme de gunoi îngropate din municipiu au deja certificate de urbanism. Primăria pregătește în aceste zile documentația de licitație în vederea semnării contractelor, în așa fel încât, până la sfârșitul anului, să fie puse în funcțiune primele sisteme. Platformele îngropate vor fi ridicate la suprafață printr-un sistem hidraulic acționat de camioanele operatorilor de deșeuri și vor putea stoca maximum 4 containere obișnuite cu capacitatea de 1100 de litri. Platformele subterane vor fi alcătuite dintr-o placă suport superioară confecționată din plăci și țevi de oțel zincat și acoperită în partea superioară cu beton sau gresie. Rolul acestora este de a susține și fixa coșurile de inserție prin care se introduc deșeurile în containerele subterane. Platforma subterană va avea și o placă inferioară de susținere a celor 4 containere de 1100 de litri. Prin intermediul unei uși, placa inferioară permite accesul unei persoane pentru lucrări de curățenie și întreținere. Întreg ansamblul unei platforme îngropate de deșeuri cu 4 containere va avea o greutate de 10 tone. Înălțimea deasupra solului va fi de aproximativ 1 metru, iar platforma ridicată va ajunge la aproape 2 metri și jumătate. Pentru un astfel de sistem, al cărui cost este aproximat la 66.000 de lei, ar putea fi folosite pubelele deja existente în cartiere. Documentațiile au fost aprobate pentru platformele de pe străzile Nicolae Labi și Vișinului 2, Soarelui după Ziduri, Zizinului 80, Arinului numărul 2, Carpenului numărul 4, Alexandru Sahia numărul 18 și Pieței numărul 6. La nicio săptămână de la Constituire, Consiliul Județean Brașov se reunește din nou în plen. Noul președinte al forului, Adrian Ioan Veștea, a emis dispoziția de convocare a Consiliului Județean în ședință extraordinară miercuri 29 iunie de la ora 12. Pe ordinea de zi se află aprobarea numărului și componenței nominale a comisiilor de specialitate ale forului județean. Desemnarea 6 consilieri județeni ca membri ai autorității teritoriale de ordine publică, stabilirea componenței AGA pentru Parcul Industrial Metrom și pentru Parcul Industrial Carfil. Ultimul punct pe ordinea de zi este desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. A 8-a ediție a Cupei Mihai Vâncescu s-a desfășurat de vineri până luni pe stadioanele Metrom și Tineretului. Numai puțin de 65 de echipe s-au aliniat la startul competiției, împărțite pe 5 categorii de vârstă, copii născuți din 2005 până în 2009. Cei mai înfocați suporteri ai micilor fotbaliști au fost părinții care i-au încurajat pe întreaga durata competiției, s-au bucurat la reușitele lor și s-au întristat la greșelile pe care le-au făcut. Ne-am bucurat de vreme bună. Am terminat a 8-a ediție, ne bucurăm că am reușit să o ducem la capăt. Am avut terenuri foarte bune, după cum vedeți, unele din grupe au jucat pe stadionul Tineretului, unde au jucat în Liga 1 cei de la FC Brașov și sperăm să mai joace. Și a fost o reușită, într-adevăr. După partide interesante, în care micuții fotbaliști au demonstrat că sunt plini de talent, luni s-a ajuns la faza finală. La categoria 2005, ultimul act s-a desfășurat între două echipe brașovene, FC Brașov și Colțea, iar victoria le-a revenit galbenegrilor cu scorul de 2-1. Tot FC Brașov s-a impus și în finala de la 2006, pe care gazdele au câștigat-o cu 3-1 în fața celor de la Interstar Sibiu. La 2007 a fost o finală fără echipe brașovene. FC Bacău s-a impus în fața celor de la FC Voluntari cu 2-1 și a cucerit trofeul la această categorie. Finala brașoveană a fost și la categoria 2008, câștigată de Junior Brașov în fața celor de la FC Brașov după executarea loviturilor de departajare. La cea mai mică dintre categorii, copii născuți în 2009, Junior Brașov a câștigat cu 4-2 în fața celor de la Bucegi Râșnov.